Federația Română de Volei a decis ca primele turnee semifinale din divizia Speranțe să aibă loc la Suceava, Tulcea, Zalău și Baia Mare. Competiția de la Suceava a fost organizată de echipa liceului cu program sportiv pregătită de Bogdan Maxim și s-a desfășurat în sala Unirea. Pe lângă gazde la turneu au mai participat echipele similare de la CSS Nicugane Fălticeni, CSM București și Arcada Galați. Da, este pentru al doilea an consecutiv când organizăm unul din cele patru turnee semifinale la Suceava, cu gândul să ne calificăm direct la turneul final care va avea loc în perioada 10-14 mai. Concluzia este că este un turneu foarte greu în care avem deja două victorii, iar finala o jucăm cu CSM București, care este campioane de acum 2 ani de la minivolei. Va fi un meci interesant și foarte greu pentru noi. Dar poate băieții ne fac o surpriză și ne calificăm direct. Această generație este una foarte bună pentru mine. Chiar mă gândesc la un loc între 1 și 4 anul acesta și să organizez și un turneu final dacă mă calific la Suceava. La băieți n-am mai fost din anii 90 un turneu final la nivel de băieți. Și sper să ajung acolo în primele 4 ale țării. Înțeleg că sunt doi jucători în momentul de față convocați la lotul național de la Speranțe. Îl avem pe capitanul echipei de Speranțe și al celor de la cadeți, jucătorul Ioan Verciu, care este și component al echipei CSM. Este deja pentru a doua oară convocat la lotul național și acum, din această primăvară, l-am convocat și pe coordonatorul nostru de joc, Luca Ghiuță. La finalul întrecerii, CSM București s-a clasat pe primul loc, obținând astfel calificarea la turneul final. LPS Suceava și CSS Nicugane Fălticeni au ocupat următoarele două poziții și vor participa la al doilea turneu semifinal. Acesta va avea loc la Fălticeni în perioada 28-30 aprilie și va mai aduna la start formațiile CTF Mihai I București și ACS Lumina Wolves București. Primele două clasate se vor califica la turneul final. Bogdan Maxim mizează în divizia Speranțe pe următorii jucători: Ioan Verciuc, Valeriu Verciuc, Luca Ghiuță, Marian Movilanu, Matei Truscan, Eduard Anani, Andrei Andrușcă, Ștefan Niță, Sebastian Lucanu și Artur Condurache. Echipa CSS Nicugane Fălticeni este antrenată de Diana Floriștean și are în componență următorii jucători: Marius Steluță, Dragoș Tănasă, Ștefan Pavel, Luca Burleacu, Robert Mihai, Tudor Bubuțanu, Tiberiu Mihalache, Avram Beșleagă și Alessio Potolincă.